Câștigătoarele medaliilor de argint din campionatul național de volei Speranțe, fetele de la CS Mușcel, vor fi în această toamnă gazdele unui turneu cu participare internațională. Profesorul Adrian Mihăilă, artizanul parcursului excelent al acestei generații de sportive, spune că o astfel de manifestare are menirea de a pune câmpul lungul pe harta sportului balcanic și european. Este prima competiție de această anvergură pe care câmpul lungul o găzduiește, iar eforturile privind organizarea turneului nu sunt de neglijat. Domnul profesor, în premieră pentru sportul mușcelan, înțeleg că pregătiți un turneu internațional. Da, în perioada care urmează, cu toate că o să urmeze o binemeritată vacanță a sportivelor noastre, noi deja ne gândim la pregătirea campionatului următor și ne-am hotărât să organizăm în premieră pentru municipiul nostru un turneu internațional de volei pentru vârsta la care ne încadrăm noi. Deja avem confirmarea a două echipe din Grecia, între care Panathinaikos Athena și Santi Volei. Până în septembrie, 7-9 septembrie, când o să fie turneul internațional, o să invităm și echipe de valoare din țara noastră. În ceea ce privește pe eterna noastră nemulțumire, implicându-ne și noi în susținerea echipei, condițiile în care primiți oaspeții din străinătate, în ceea ce privește sala, în ceea ce privește suprafața de joc, asta era durerea celorlalți. Da, în continuare avem aceeași problemă. Sperăm ca până în toamnă această problemă să se rezolve. Am observat și din partea Consiliului Local o implicare, o chestiune concretă. Sperăm ca până în septembrie să avem suprafața schimbată pentru a asigura cele mai bune condiții și a pune Mușcelul în topul volelui, uitați acum, balcanic sau chiar european. Misiunea pe care și-a asumat-o profesorul Adrian Mihăilă nu este deloc simplă, tehnicianul mușcelan având în vedere pregătirea fetelor pentru marea performanță. Cel mai probabil, câteva dintre componentele acestei echipe vor fi convocate la lotul național, iar organizarea unui turneu în care fetele vor lua contact cu voleiul de nivel internațional vine să contribuie la desăvârșirea pregătirii sportivelor mușcelene.